Salut! Hai să-ți arăt cum poți să-ți realizezi un machiaj luminos, natural, fără fond de ten, un machiaj de vară. Pentru asta avem nevoie de două produse hidratante, o cremă de ochi și o cremă de față, pentru că hidratarea în acest stil de make-up e super, super importantă. Hidratarea pielii. Avem nevoie de un anticearcăn, un bronzer cremos, un blush lichid și un iluminator la fel lichid sau cremos. Aplicăm în zona centrală a feței anticearcănul în colțul exterior al ochiului pentru un efect de lifting, pe frunte, pe bărbie și, bineînțeles, în zonele cu imperfecțiuni. Nu-ți fie frică să aplici acest produs într-o cantitate relativ generoasă. Cu ajutorul acestei pensule sintetice voi aplica bronzerul cremos pentru conturarea tenului, imediat sub pomeț, la linia părului, pe frunte, sub buza inferioară și pe lateralele nasului, fără a neglija pliul pleoapei. Apoi urmează să aplic blush-ul și am aici unul lichid de la Maria Galant care îmi place super mult. Ups! Pensulă sintetică mai micuță de această dată, vom începe să estompăm în piele, în primă fază, nuanța mai deschisă aplicată pe ten. Din interior spre exterior vom trage ușor de acest produs prin mișcări de taputare și tragere pentru ca nuanța anticearcănului să intre și să se blendească cât mai frumos în piele. După care elimin excesul produsului de pe pensulă cu ajutorul unui șervețel curat. Această pensulă, la fel sintetică, mă va ajuta să blenduiesc nuanța mai închisă a bronzerului cremos aplicată pe piele și cu aceleași mișcări voi încerca să estompez nuanța cât mai bine. Blenduim și blush-ul, iar dacă ai greșit cu aplicarea bronzerului și ai coborât prea jos, poți reveni cu anticearcănul pe această zonă, iar cu pensula curată îl estompezi în piele. Nu uităm nici de această zonă și am lăsat la final iluminatorul, pe care îmi place să-l aplic aici, în această zonă, între sprâncene, în arcul lui Cupidon și puțin pe bărbie. Folosesc pensula pentru a-l difuza în piele. Iar acum trecem la sprâncene. Voi umple golurile și voi da o formă naturală de zi, după care corectez cu ajutorul acestui produs forma lor. Îl aplic atât în parte jos cât și sus, după care îl blenduiesc cu pensula. Dacă vreau mai multă intensitate, voi reaplica bronzerul cremos în anumite zone și voi avea grijă să blenduiesc foarte bine totul. Gloss, rimel, iar la final spray-ul de fixare, care, atenție, trebuie să fie unul hidratant și nu mat. Cam acesta este look-ul final și sunt super curioasă dacă îți place și ție.